Iată-ne în studioul Muscel TV, având parte de o vizită interesantă din domeniul sportului. Stăm de vorbă cu doi dintre cei care sunt protagoniștii competițiilor de kickboxing. l am alături de mine pe antrenorul Irinel Bădulescu, dar și pe sportivul Daniel Ionescu. Mai întâi cu Irinel constat că avem aici o centură foarte importantă obținută în Italia. Spunem mai întâi câteva cuvinte despre această centură. Da, bună seara. În primul rând, această centură a fost câștigată la campionatul mondial din Italia în 2016. De fapt, a fost și prima oară când am participat la o competiție așa de mare și importantă. Asta a fost 2016-le, care pentru mine și pentru orașul Câmpulung pe a punctat foarte bine acest titlu. În 2017, după aia au venit europenele, unde am luat două medalii de argint. N-am reușit să ies în campion european. Dar acum trage mai tare pe copiii mei, care promit și încă, în pulung, încă avem valori. Da, cam câți sportivi ai la sală de fiecare dată? Nu, de fiecare dată pot să spun că strângem undeva la vreo 20. Ei fiind undeva au fost și vreo 40, dar nu îi prindem niciodată pe toți pentru că sunt cu școlile. Școala, în primul rând, este mult prea importantă în viață ca să ne abatem de la această disciplină. Școala și, după aia, sportul. Da, alături de noi se află Daniel Ionescu, unul dintre cei mai buni sportivi pe care îi ai la sală. Da, din păcate pentru alții, Daniel a venit la mine. <laughs> Pot să spun că l-am. e un talent. El, făcând foarte puțin box, și acum a început să-i placă foarte mult kickboxing-ul. Având la activ șase meciuri șase meciuri, pe care decât unul singur a pierdut la puncte, în rest medalia numai cu aur locurile întâi. Da, avem și o parte din zestrea de trofee și medalii câștigate. Daniel, spune de cât timp faci kickboxing și cum ai ajuns la Irnel Bădulescu? Fac kickboxing de vreo șapte luni și am văzut pe Facebook că se fac antrenamente la kickboxing am apucat pentru mine inițial să fac, să fac mișcare. Și maestrul m-a încurajat, hai că se poate, că e bine, hai să mergem la primul meci și prima mea gală care am avut -o a fost la Rodna. Acolo am câștigat încrederea maestrului, încrederea în mine, pentru că am avut un adversar destul de bun, zic eu, pe care l-am învins cum să cuvine. Da, ce vârstă ai acum? 24. Mulțumesc, ai făcut uh, box înainte? Da, am făcut box înainte. La maestru Vlad. Și de ce ai renunțat la box și ai trecut la kickboxing? Ți se pare mai spectaculos, mai de viitor? Uh, am renunțat la box acum mai mult ani, să zic așa, și da, îmi place mai mult kickboxing -ul. E ceva mai de viitor, mai... nu știu. Mai da, e, e un sport mai complex, ținând cont că trebuie să folosești și loviturile de picior. La box nu uh, implica acest lucru? Nu e mai dificil? Nu mi se pare mai dificil. Necesită mai multă atenție, mai multă concentrare, dar nu mi se pare așa dificil, prea complicat, ca să spun așa. Da, cam câte antrenezi în fiecare zi, ca timp? Păi antrenamentul de la sală, care ăla e nelipsit în fiecare zi, plus ce fac eu extra în fiecare zi. Da, să spunem spectatorilor, cam ce reprezintă trofeele pe care le ai aici. Văd și vreo trei medalii. Păi trofeul acesta, să zic, reprezintă prima mea participare la competiție, la competiția de la Rodna. Și acestea două, asta este din gala de la Super Combat, pe care am avut-o în luna martie, și acesta din față este cel care l-am obținut zile trecute la Dinastia Niță. Ne poți spune cum a fost ultimul meci la care ai obținut trofeul? Cum, cum s-a simțit din ring? Nu am avut emoții, în primul rând, am fost calm. Am întâlnit un adversar destul de bun, cu experiență mare, care chiar are mai mulți ani de kickbox decât mine. În prima repriză am mers ușor pe tatonare să văd ce poate, ce știe și în a doua repriză, din a doua repriză am, a trebuit să fac ce știu mai bine. Și am punctat, a trebuit să lupt și să, până la urmă, l-am surprins cu o lovitură de picior și am încheiat meciul. Da, cu siguranță ai un plan de dinainte să intri în ring, însă el suferă modificări acest plan, poate și datorită antrenorului? Da, da, planurile se schimbă, trebuie să fim spontani, să, să, fim pe fază. Ca să surprindem adversarul. Corect, ca să surprindem adversarul. Și până la urmă a fost surprins. Exact, până la l-am surprins. Prin knockout. No Medalile sunt la o competiție de la Brașov, care am avut-o în luna februarie și astea două sunt de la, de la București. Luna trecută, în aprilie. Da, pentru cei care ne urmăresc la televizor și ar dori să se apuce de, de kickboxing, ce sfat le-ai da? Să nu mai stea pe gânduri să se apuce. un sport foarte frumos, dar necesită muncă. Vrei să faci ceva, trebuie să muncești. Da, mulțumim. Irinel, ce urmează acum pentru voi? Am înțeles că în zilele următoare o nouă participare la Rodna, nu? Da, urmează competiția din weekendul acesta, unde vom fi plecați vineri, sâmbătă și duminică, la o competiție la Rodna, unde acolo s-au făcut niște centuri. Pre norocul Daniel i s-a pus centură și lui acolo, unde are semifinală și finală, fiind undeva trebuie să fie minim 4 inci ca să se pună centura pe categoria respectivă. Eu o merg pe Daniel și cu siguranță vom aduce acea centură de la Ronda, vom aduce, o vom aduce acasă eu voi participa acolo cu 5 sportivi, doi la 9 ani, unul la 11 ani, Daniel la 24, la 24 și încă un sportiv de al meu la 27 de ani. Da, mulțumim pentru prezența în studio și sperăm să mai facem un interviu cu medalile pe care le aduceți de la competiția următoare. Și eu vă mulțumesc în foarte mult și sperăm să colaborăm în continuare.